Și sunt informațiile momentului. Alegerile vor avea loc pe 6 decembrie. Nu mai pot fi amânate. În același timp, în Parlament, Alianța USR Plus face ultima încercare pentru ca în aceeași zi să aibă loc și referendumul fără penalii. Marius Gârlașiu, colegul meu, vine cu detalii despre acest lucru. Marius, bun găsit. Da, bun găsit, Cristina. S-au făcut jocurile în Parlament, putem spune așa. Alegerile parlamentare de pe 6 decembrie nu mai pot fi amânate pentru că, efectiv, nu mai este timp fizic ca acea lege care ar putea să amâne alegerile să intre în vigoare până la 6 decembrie. Să presupunem prin absurd că acea lege ar fi adoptată în ambele camere ale Parlamentului, ceea ce oricum nu se va întâmpla în această săptămână. Ei bine, dacă s-ar întâmpla acest lucru și legea ar fi adoptată, tot ar mai dura 10 zile până ea ar fi contestată la Curtea Constituțională. Evident, liberalii ar aștepta până la 10-a zi ca să tergiverseze cât mai mult momentul intrării în vigoare. Ulterior, după decizia Curții și după publicarea motivării Curții Constituționale în urma verdictului, ar mai fi un termen de 10 zile în care legea ar putea fi promulgată de președintele Klaus Iohannis. Evident, și aici președintele Klaus Iohannis ar promulga legea abia în a 10-a zi, așadar cel puțin 20 de zile, asta dacă s-ar respecta termenele limită pentru adoptarea și promulgarea acestei legi. Evident, nu mai este timp și vom merge la urne pe 6 decembrie. De cealaltă parte, Alianța USR Plus, am văzut, face încercări disperate acum în plină campanie electorală să pună pe ordinea de zi acea inițiativă fără penali în funcții publice, după eșecul de ieri când PNL a boicotat acea ședință, iar cei din PSD au cerut vot telefonic și n-au fost de acord cu votul online. Se încearcă și azi convocarea unui birou permanent și punerea acelei inițiative pe ordinea de zi, însă este foarte, foarte greu de crezut că astăzi vom avea o ședință de plen la Senat și mai greu de crezut, aproape imposibil, că acea inițiativă va trece astăzi de Senat.